Hai, salut, eu sunt Racu și bine am regăsit la un episod din Last Day on Earth. Astăzi vreau să facem ceva ce vreau de foarte mult timp să facem, dar nu am făcut din lipsă de resurse. Mai exact, vreau să deblocăm cel mai... mă tot tentează să zic cel mai puternic atașament de pe armele de foc, doar că nu știu dacă e neapărat cel mai puternic, pentru că sunt și alte atașamente care dau un bonus la fel de mare, doar că pe alte arme. Ei bine, astăzi vorbim despre Elite Shatter, fraților, da? Știți că este atașamentul pe care am vrut să îl deblochez de când am învățat pentru prima dată blueprint-ul. Bine, pentru prima și ultima dată, dar înainte de asta știți că avem un concurs în desfășurare, mai exact avem vânătoarea de obiecte a lui Sorche și aș vrea să fac o recapitulare așa la ce... E bine, vreau să vă zic din start că o duc foarte prost, ok? Deci nu s-au modificat foarte multe chestii, am mai făcut rost de 1 vopsea albă, adică încă 2 puncte și mi se pare că 2 ghestencuri de data trecută, acolo sunt... Am 3 ghestencuri aici, 2 acolo, 3 vopsea albă, un snorkel mask și cam asta este pe moment, dar mai avem ceva, am făcut rost și de 5 bucăți de carbon compozit și fix de astea 5 bucăți am nevoie pentru Elite Shatter. O să vă arăt imediat despre ce e vorba și vă arăt și atașamentul cei care nu știți exact despre ce e vorba. Ideea e că am început să pun numai arme full, da, deci de ceva timp încoace aici au fost doar arme cu durabilitate full și ăsta este tot carbon compozitul pe care l-am în bază. După cum știți, în concursul lui Sorche, carbon compozitul valorează 2 puncte și l-am întrebat dacă este ok să-l folosesc acum, pentru că va trebui să aștept foarte mult, adică mai e încă, bine, mai e destul de mult până să pot să deblochez eliciatul, adică până la sfârșitul lunii, pentru că știți că atâta ține concursul, și l-am întrebat dacă este ok să investesc acum chestia astea și totuși o să am un video, o să am dovada că le-am avut și n-am avut răbdare să le țin acolo, ceva de genul ăsta. Și vreau să deblocăm Elite Shatter, o să vă arăt imediat ce statistici dă în plus și de ce este atât de OP. Asta e puțin că sunt deja pe, nu contează. Ideea e, astea sunt shatterle la rând. Bine, asta e, nu știu exact ce dă, dar din câte știu e cel mai inutil dintre toate. Ăsta dă critical chance și speed, dar scade mult din durabilitate și crește noise-ul. Deci nu prea poți să te duci la raid cu el dacă ai, chiar dacă ai silencer, mi se pare că tot o să facă destul de multă gălăgie dacă echipezi chestia asta. După care l-avem pe ăsta care ne dă puțin speed și ne dă o tonă de critical damage. Asta ar putea fi pentru un build. Poți să faci un build special, un pistol special în care să folosești modified shatter-ul și avem Elite Shatter-ul, fraților. Ăsta este cel mai OP atașament ever, pe bune. Dă damage, speed și critical damage. Asta e, astea sunt cele mai importante 3 statistici. Bine, acum e discutabil între critical damage și critical chance. Dar astea sunt cele mai importante 3 statistici pe care le are pistolul, pentru că știți că nu prea ne trebuie acuratețe, stabilitate, chestii de genul, pentru că pistolul nu ratează niciodată. Mereu lovește fiecare glonț și poți să ții apăsat, practic poți să tragi, să tragi continuu cu el. Și atașamentul ăsta transformă pistolul într-un, să zicem, într-un M16, nu știu exact ce să zic. Bun, hai să luăm mai întâi toate materialele și după aia să mai povestim noi despre el. Ideea e că nu avem nevoie, nici măcar nu avem nevoie de alte statistici. Ok, hai să le punem direct, dacă tot suntem la capitolul ăsta. Și ne trebuie 5 din, nu știu dacă vedeți voi, 5 din 5. Și fraților, astea sunt singurele bucăți de carbon de când a apărut update-ul ăsta cu atașamente. Sunt singurele 5 bucăți de carbon. Bine, nici nu m-am interesat vreodată să mă chinui să fac rost. Uite, acum m-am interesat și vreo... nu știu, mai puțin de 2 săptămâni am reușit să fac rost de 2 bucăți. Ceea ce, bine, cred că se poate și mai bine de atât. Ai ce mai trebuia? 15 de astea, parcă. Ideea e că dacă te concentrezi pe el, se strânge. Încet, încet se strânge și carbon compozitul, dar... ca toată lumea avem și alte chestii de pus la reciclat, nu numai arme în principal, pentru că mai sunt și... Bine, apropo, să vă mai arăt și chestia asta, pentru că am zis că vreau să vă mai dau update-uri cu fiecare video și am cam uitat. Da, maxat pe mechanic și electronic de o grămadă de timp, 35 pe arme și 25 pe haine. Pentru cei care vă întrebați de ce mă concentrez pe haine, ei bine, nu prea o fac, nu prea mă concentrez pe ele. Ideea e că atunci când ajung acasă pun rapido, uitați-vă, am aici un chest și țin, nu știu, câteva chestii care pot fi reciclate. Chestiile astea dau foarte mult XP pentru categoria de haine și ai și șansa la steel. De multe ori am primit steel dintr-o chestie de asta în 10 minute și de obicei 10 minute durează până mă învârt în bază și las chestiile la locul lor și mă rog, ia de ea, dar știți și voi. Bun, hai să deblocăm Elite Shatter. Mai trebuie și altceva. Cred că am luat tot ce-mi trebuie. Ok, am trebuia și... Bun, am luat tot ce-mi trebuie. Asta e tot ce mă interesează. Ok, gun oil-ul, ar trebui să mă concentrez puțin și pe gun oil pentru că n-am mai făcut de mult bunkerul pe hard și na. Și apropo, fraților, înainte de absolut orice, pentru că concursul încă mai e activ, la final de video o să deschidem toate cutiile de la bunker, adică verde, portocalie, roșie, în speranța să găsim un ghestenc, ar fi foarte mișto. Bine, am tot găsit ghestencuri de ceva timp încoace, adică ați văzut alea 6 de acolo sunt găsite, toate destul de recent. Am terminat și cu Elite Shatter-ul, fraților. Hai să vedem ce pistol putem să facem. Nu prea îmi place nici ăsta, nici... n-am nici scope, n-am cine știe ce chestii pe el, dar am Elite Shatter-ul, care e...
epic, e pur și simplu epic, e super, super tare. Și hai să vedeți o diferență între cum trage un pistol modificat și unul nemodificat. Și hai să vedem și cum arată, sunt curios cum arată. Ok, nu e prea... e prea mic ca să văd o diferență. Poate când merg. Da, când mă mișc, să zicem că se vede o oarecare diferență. Ok, asta e tare. Bun, și hai să vedem cum trage. Deci așa trage... așa trage cel nemodificat. Și așa trage cel modificat. Eu zic că se vede o diferență. Se vede o diferență destul de mare. Și pentru că avem atașamentul ăsta și e mult mai bun decât arată pe hârtie. De fapt, și pe hârtie arată foarte bun. Să-ți dea atâtea statistici bune, în plus să-ți dea cele mai importante statistici, destul de mult din fiecare și să nu scoadă absolut nimic, e bun și pe hârtie. Ce altceva vreau să mai facem? Vreau să mergem la bunker să găsim, poate găsim un guest tank. Dacă nu, deschidem cutiile de la bunker și oricum ne mulțumim cu ce e acolo. Și ce altceva vreau să mai facem? Cam atât. Nu știu, că mai propusesem ceva pentru video ăsta, dar nu mai țin minte pentru că n-am reușit să strâng resurse încât să mai upgradez baza. Nu prea mai am ce altceva să fac. Un update la căței, dacă vă mai interesează, știți că am avut o tentativă nereușită să obțin un câine cu True Friends și na, nu prea mi-a ieșit, dar ne apropiem din nou de următoarea încercare către True Friend. O avem deja pe Dudina, da, eu i-am pus numele. Voi nu vedeți, dar o cheamă Dudina. Ideea e că o să avem o șansă, o să avem cât de curând un băiețel de rang 4 și o să-i combinăm pe ăștia doi și poate cu puțin noroc ne pică și nouă. True Friend nu țin neapărat, adică nu e ceva ce vreau neapărat, ce alte chestii au mai rămas în jocul ăsta pe care le vreau neapărat sunt Hunter Handle-ul ca și atașament pentru Butcher Knife și... da, nu știu. Chiar nu știu ce altceva aș mai vrea. Hai să lăsăm și armura pe undeva, oriunde, pentru că o să vin cu siguranță o să vin cu armură de la bunker. Ce altceva aș mai vrea din cutiile alea ar fi C4, pentru că am task la Rider și n-a de ce să nu-l fac și pe ăla la urma urmei. Și hai să lăsăm și pistolul ăsta undeva aici. Și să luăm tichetele, bineînțeles, să nu uităm de tichete, nici nu știu exact. Hai să le ducem pe toate astea roșii, hai să mai ducem o tură de tichete. Știu sigur că am destul de multe verzi, sunt 100% sigur că sunt prea multe tichete verzi acolo. Hai să lăsăm și arma și cred că suntem gata de plecat la bunker. Codul am luat deja și da, let's go. Ok, mică schimbare de planuri, se pare că bunkerul era deja deschis și am uitat de chestia asta, dar nu e problemă pentru că avem chestia asta, da, am zis, bă, să nu fie totuși clickbait, adică bine, nu e clickbait pentru că încă nu am făcut titlul și thumbnail-ul și chestii, dar v-am zis că o să deschidem cutiile de la bunker, se pare că nu le vom deschide și mai bine un floppy disk, ok? Sper că e, eu zic că e mai bine așa, eu zic că e mult mai ok așa, și o să deschidem și un deget, ok? O să deschidem ușa aia care se deschide cu degetul pentru că am 9 bucăți de astea acasă, am 9 bucăți de deget acasă și încă nu am deschis niciun... Mi se pare că am deschis de 2 ori de când a apărut treaba asta cu convoiul și cu ușa care se deschide cu degetul și bla bla. Mi se pare că am deschis doar de 2 ori cutia aia de acolo, nu mai știu exact, 2 sau 3 ori, ceva de genul. Bine, am văzut că nu e nimic special, am văzut că nu pică chestii wow, pică, de fapt pică mai mereu cam același lucruri, un pistol super stricat și nu știu, ceva bullshit-uri pe acolo. O să deschidem acum, vedem ce ne pică. Am înțeles că poate să pice și steel, dacă într-adevăr poate să pice steel, atunci e tare. Știu 100% că poate să pice aluminiu. Oricum, chestia aia nu e, e doar un bonus, știi? Adică nu e cine știe ce cutie cu loot. Și nu mai e niciun zombie pe aici. Vreau să mai bat, nu știu, orice, să testez pistolul ăsta, dar se pare că nu merge. Atunci hai să folosim floppy disk-ul. Bam, și hai să dăm și... ce? Ok, mi l-a luat. Bun, și hai să ducem și ăsta aici, 30. 80, bun, am înțeles. Poate ne pică un atașament, cum ar fi să ne pice un atașament din camera aia sau două, ca să putem să obținem unul de la Overseer, chiar ar fi super tare. Aici mi se pare că ok, am o armură care e perfectă pentru folosit, nici nu mai știu exact ce mai am prin cutiile astea. Pistoale super stricate și... ok, încă o armură. Bun, mai sunt chestii de luat acasă. Eu, să știți că bunkerul l-aș fi lăsat, adică gândiți-vă că în 6 ore nici nu știam că mai e deschis. Nu e cine știe ce de luat, e o armură military. Să zicem și armura military de pe mine, dar în rest nu e nimic special de luat. Și gândiți-vă că s-ar fi închis bunkerul imediat fără să fi luat nimic de pe aici. Nici nu știu exact dacă am unde să le las sus chestiile pe care le iau, pentru că totuși n-aș vrea să se șteargă și vreau să mă duc direct la floppy. Ok, cupru, un pistol, aluminium plate, ok, mâncare și, bă, nu-i rău, nu-i chiar așa de rău, adică, I don't know, sunt chestii pe moca, adică bine, tot trebuie să te duci să faci eventul de la convoi, dar convoiul în sine e un event și poți să câștigi chestii destul de interesante acolo. Am găsit de mai multe ori steel, pentru cei care vă întrebați. Da, se poate găsi steel, se poate găsi steel plate, se poate găsi aluminium plate. Sunt o grămadă de chestii foarte valoroase care se pot găsi acolo, doar că ai șansa foarte mică. Bine, nici nu e foarte greu, știi, adică nu te chinui prea mult să termini eventul ăla, dar ai șansa la un reward destul de mare. Șansa mică, dar e
e o șansă, you know? Nici nu știu, hai să iau pe asta cu mine. Da, cel mai bine iau armura asta cu mine și dacă o să trebuiască să o las acolo, să o las acolo și nu o să-mi par prea rău. Și hai să lăsăm toate chestiile aici, pentru că mergem direct la... cum îi zice? La floppy disk, ok? Să vedem cine pică acolo. Și ce mi-aș dori... Mă credeți că nici măcar nu știu exact ce poate să pice. Poate să pice, știu că poate să pice pattern-uri rare, cum ar fi Leopard pattern și Kitty pattern. Nu mă interesează Kitty-ul absolut deloc. Adică știu că e de colecție și chestii, doar că nu mă interesează. N-am nicio... Nu știu, nu-mi place. E rozie cu inimioare, e gheiuț, e aiurea. Nu l-aș pune nici măcar dacă... Doar să l-am acolo deblocat. Adică nu m-ar deranja totuși. Dacă stau să mă gândesc să fie deblocat acolo. 51 n-avem, o să dăm drive, o să folosim benzina, pentru că și așa am tone de benzină acasă și în sticle și în canistre și peste tot. Eu nu prea am folosit benzina de-a lungul timpului, mereu m-am zgârcit. Știți că și pe live-uri mă zgârcesc cu hai să ne uităm la o reclamă, pentru că trebuie să nu mai folosim energie și chestii de genul ăsta, știi? Chiar nu prea am folosit benzina și se consumă mult mai greu decât energia, adică chiar aș putea, cred că dacă m-aș opri efectiv, dacă aș sta numai pe joc, aș putea să stau câteva luni bune, vorbesc foarte serios, să stau să mă joc luni întregi doar cu benzina pe care o am. Adică fără pauză, fără absolut nimic. Bine, nu știu că nu cred că exagerez, dar băi, te rog să nu fie un am văzut un cățel. Bun, hai să-i batem pe ăștia, să vedem cum dă nou pistol. 22 22, da, o critică prinde și el. Vreau și eu să văd o critică. Cum dă pistolul ăsta critică? Ok, nici nu m-am uitat dacă e fată sau băiat. Nu o să-l deschid, o să mă uit pe video, ok? Și o să văd dacă era fată sau băiat. Și te rog să no, de ce e infected box? Fuck. Știți ceva? O să folosim bănuți. O să folosim bănuți, fraților. Let's go. Vreau să deschidem ceva pe video ăsta. Chiar vreau să deschidem ceva pe video ăsta neapărat. Come on. Come on. Nu pot să cred. Nu pot să cred că e infected box. Cred că e, de fapt, ăsta e al doilea infected box din viața mea. Bine, n-am deschis eu foarte, foarte multe cutii, dar e al doilea din viața mea și o să dăm bănuți, ok? Indiferent cât o să dureze, de fapt, indiferent cât o să coste, pentru că nu durează mult, mi se pare că durează doar 30 de minute sau ceva de genul ăsta, dar o să folosim bănuți. Come on. Vreau să deschidem neapărat ceva pe video și nu, uitați-vă și voi, jocul nu ține cu noi. Nu reușesc să deschid. Am fost mai întâi la bunker și bunkerul era, încă nu era resetat. Da, am mers la floppy disk, floppy disk-ul e infected box. Ajungem acasă, ce se mai poate întâmpla, nici nu știu, să nu-mi accepte bănuții. Să gen, să nu știu, cu siguranță n-am bănuți pentru că n-am prea mulți, am 38 de bănuți. Și nici nu știu să nu-mi accepte să cumpăr sau ceva de genul ăsta, habar n-am ce se poate întâmpla. Acum, quick tip pentru toată lumea, nu lăsați niciodată cutia pe jos, gen pe jos prin bază, pentru că există o șansă foarte mare să rămâneți fără ea. Există șansa ca după ce vă... nu te cred, trebuie să golesc. Nu pot să cred, nu pot să cred. Și uitați-vă ce e aici, fiți atenți ce e aici. Zic să nu o lăsați așa și după aia să vă delogați, pentru că e posibil ca după ce intrați din nou să dispară cutia. Și din ce am înțeles și spawnează din când în când zombie sau ceva de genul ăsta, nu știu exact cum funcționează. Ai de capul meu ce-i pe aici. Am reușit într-un final, fraților, să golesc toată cutia asta. Mai am câteva pattern-uri prin inventar. Mă rog, nu contează, hai să punem cutia. Bine, stai puțin. Ok, cât timp durează până se... 20, ok, am 20 de bănuți. Durează fix o oră. Băi, aș deschidem acum. Știu că e gen... E cea mai proastă metodă de a cheltui bănuții, dar let's go, fraților. Vreau să văd ce e înăuntru. Vreau să văd ce e înăuntru și pentru atâta așteptare, pentru atâta tras de timp, merită să fie merit să am ceva bun înăuntru. Nu știu, un grenade lancer, C4 trebuie să fie neapărat și am nevoie pentru raid. Ce altceva mi-aș mai dori? Orice pattern pe care nu-l am, da, asta ar fi, cred că asta ar fi jackpot-ul, să-mi pice leopard pattern sau kitty pattern, una din astea două ar fi, bine, v-am zis, nu mă interesează kitty pattern-ul, dar e super, super rar și merge la colecție, hai să nu mai tragem de timp, 3, 2, 1, go! 2 C4 ori un scar, băi, cam shitty dacă mă întrebați pe mine. Ok, avem, măcar avem white paint, ok? Avem și white paint, am uitat că poate să pice chestia asta. Mai avem încă două puncte, deci se pare că până la finalul videoului tot ar reuși să facem rost de niște puncte pentru concurs, ceea ce e super, super tare. Un scar, un AK și... ok, niște steel și aluminium plate. Asta nu mă interesează foarte mult, dar... ideea e că loot-ul e mai prost aici, din câte văd eu, loot-ul e puțin mai prost aici decât într-un box normal, decât într-un box non-infected, ca să zic așa. Ceea ce e destul de nasol, dar e bine de știut. Ok, și hai să luăm așa și așa și, mă rog, o să-i fac eu curățenie în inventar off-camera. Dar da, fraților, cam asta a fost cu video-ul. Cam slăbuț, sincer, foarte slăbuț. În caz că mă întrebați unde am pus toate chestiile din acid bed, sunt aici. Cam slăbuț loot-ul din floppy disk, dar e ok. Avem
o vopsea albă. Asta e ce e cel mai important, pentru că vreau să facem rost de cât mai multe puncte pentru concursul ăsta și mergem foarte, foarte greu, pentru că bine, sunt și chestii foarte rare, nu sunt gen berries sau chestii de genul, sunt carbon composit, da, care am reușit să fac rost doar de 5 bucăți. Nu știu dacă am mai investit eu carbon composit în ceva. Cred că alea sunt cele 5 bucăți de când a apărut update-ul ăla și a apărut acum foarte mult timp update-ul cu atașamentele. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta. Am făcut rost de cel mai tare atașament ever. Pă bune, deci mi se pare, uitați-vă și voi, am 22 de meci și am și șansă destul de mare la critică, deși nu prea a dat el critice. Cu elite chat-ul ăsta, cu atașamentul ăsta, vreau să mergem să facem poliția, pentru că avem o șansă mult mai mare acum, pentru că trage mult mai repede. O să vedeți cât de OP e asta în practică, e mult mai puțin OP pe hârtie. Dar da, fraților, cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis, eu am fost Racu și mi-am dat viitoare. Peace.